Cu certitudine, campionatul mondial este evenimentul principal al verii. Însă, în ciuda acestei axiome, luna iunie a fost bogată în transferuri importante. Vara asta, pe canalul Cronicile Sportului, vor fi difuzate 3 episoade dedicate transferurilor. La sfârșitul celor 3 luni ale verii, vom scoate în evidență cele mai rezonante achiziții din lumea fotbalului. Liverpool investește în defensivă. Brazilianul Fabinho poate evolua la nivel înalt atât pe postul de fundaș dreapta, cât și ca mijlocaș defensiv. Cormoranii au transferat în contul monegaștilor o sumă de 50 milioane de euro. Ăsta a fost transferul in, însă mai e și transferul out. Emre Can a evoluat timp de 4 sezoane în comitatul Merseyside. Recent, neamțul a semnat cu Juventus un contract pentru 4 ani. Prețul exact încă nu a fost publicat. Continuăm cu Juventus. Zebrele se pare că au găsit succesorul lui Gianluigi Buffon. Mă refer la Mattia Perin, un portar extrem de talentat și respectat în peninsula Apenină. Fosta sa echipă, Genoa, a primit 12 milioane de euro pentru acest acord. Însă, Juve nu doar aduce jucători, dar și pierde. Destinația lui Buffon încă nu e cunoscută. În schimb, știm unde duce drumul lui Stefan Lichtsteiner, care, liber de contract, completează rândurile echipei Arsenal. Tunarii, avându-i un lot pe Petr Cech și David Ospina, nu ezită să mai transfere un portar. Noul militar al buturilor este neamțul Bernd Leno, care la doar 26 de ani a devenit o legendă în clubul Bayer Leverkusen. Suma transferului a constituit în jur de 20 milioane de euro. Santi Cazorla, după o groază de intervenții chirurgicale, supraviețuiește din infern și revine în fotbal, însă contractul său cu Arsenal a expirat, iar spaniolul în vârsta de 33 de ani revine la prima sa echipă, Villarreal. Rui Patricio, aflându-se la campionatul mondial cu Portugalia, nu a ezitat să-și aranjeze și cariera la nivel de echipe. După conflictul cu președintele clubului Sporting Lisabona, pentru care portughezul a evoluat toată viața sa, a fost nevoit să-și caute altă echipă. În cele din urmă, alăturându-se lupilor de la Wolverhampton Wanderers, unde îl așteaptă alți 7 portughezi. Dăm o goană până în Renania de Nord, unde Borussia Dortmund face un transfer. Vom vedea pe parcurs cât de inspirat a fost. Danezul Thomas Delaney de la Werder Bremen se alătură Borussiei pentru 20 milioane de euro. Simone Verdi a debutat pentru Naționala Italiei în 2017, iar ultimile două sezoane le-a petrecut la nivel decent în Bologna. În concluzie, Napoli plătește 25 de milioane pentru atacantul de 25 de ani. În ciuda faptului că Manchester City s-a fugărit mult timp după Johnny Evans, în cele din urmă fundașul din Irlanda de Nord s-a hotărât să plece de la West Bromwich doar la Leicester City. Manchester United își întărește mijlocul, transferându-l pe Fred de la Shakhtar Donetsk. Brazilianul în vârstă de 25 de ani i-a costat pe mancunieni în jur de 60 milioane de euro. De asemenea, Shakhtar s-a despărțit de legenda clubului Dario Sârna, care se mută în Italia, unde va fi coechipier cu Artur Ioniță. Croatul a semnat un contract pe un sezon cu Cagliari. La fel și Facundo Ferreira a părăsit clubul din Donetsk. Atacantul argentinian s-a transferat în capitala Lusitaniei, completând rândurile Benficăi. În sezonul recent încheiat, Ferreira a marcat 21 de goluri, devenind principalul golgheter în prima ligă din Ucraina. Selecționerul Argentinei, Jorge Sampaoli, a fost criticat din motiv că nu l-a convocat pe Javier Pastore pentru campionatul mondial. Drumurile lui Pastore nu au fost să se intersecteze cu Rusia, din motiv că toate drumurile duc la Roma. Argentinianul semnează cu AS Roma, părăsind PSG-ul după 7 ani petrecuți în hexagon. Roma îl semnează și pe Justin Kluivert, fiul lui Patrick Kluivert. Tânărul atacant e un produs cap-coadă al Academiei Ajax, iar pe abilitățile sale stă imprimată ștampila talentului. Îi doresc baftă și îl voi urmări cu atenție.
Și desigur, cel mai rezonant transfer, în opinia mea, e plecarea lui Raja Nainggolan în capitala modei. Inter Milano cheltuie 40 milioane de euro pentru excentricul belgian. Inter se pregătește cu prudență de Champions League. După ce a fost lăsat în afara lotului belgian, îi doresc maximă perseverență lui Raja și multe realizări. Iar acum câteva transfere potențiale ce pot fi materializate în următoarele două luni. Cedran Shaqiri, în opinia mea, este unul dintre cei mai subestimați fotbaliști. Elvețianul e talentat în exces, iar după ce echipa sa, Stoke City, a retrogradat în Championship, Liverpool insistă pe transferul mijlocașului de 26 de ani. Olympique Lyon va face tot posibilul și imposibilul pentru a-l păstra pe Nabil Fekir, care deja a fost la un pas de transferul la Liverpool. Și în final, Don Florentino Perez e gata să plătească 300 milioane de euro pentru Neymar, iar pentru a evita încălcările fair play-ului financiar, Real ar putea să-l vândă pe Asensio în Liverpool pentru 200 milioane de euro. Cam atât pentru astăzi. Expuneți părerile dumneavoastră privitor la acest posibil transfer și apreciați cu un like munca mea dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru. Iubiți sportul! Pe curând!